Doamnelor și domnilor colegi, doresc să vă supun atenției următoarea situație. Domnul Florin Roman, deputat PNL de Alba, a făcut niște declarații aberante în presă și în mediul online în legătură cu indicatorul bilingv amplasat în limita dintre județele Alba și Mureș. Domnul coleg a solicitat Consiliului Județean Alba să îndepărteze acest indicator, referindu-se la prevederile legii administrației publice locale numărul 215/2001, întrucât județul Alba nu are peste 20% populație maghiară. Declarația domnului deputat în presă a fost: dacă nu o să fie îndepărtat în termenul legal, o să-l scot eu. Domnul Florin Roman ar fi mai bine dacă s-ar necăji pentru inexistența interconexiunii regiunilor istorice cu autostradă sau s-ar îngrijora pentru starea precară a sistemului sanitar din România. Poate ar fi loc și de o grevă a foamei, măcar de 3 ore, stil Roman, de a atrage atenția asupra neterminării lucrărilor de construcție a autostrăzii Transilvania Nord de mai bine de un deceniu. Asta ar fi de salutat, domnule deputat. Profit de această zi a declarațiilor politice, pentru că mi-am auzit numele pomenit de la tribună, să-i spun domnului deputat Levente că în timp ce domnia sa își citea acea povestioară, de altfel bine scrisă de către cineva, la Mureș, președintele Consiliului Județean ridica acel indicator montat ilegal. Și mă opresc aici, poate o să și înțelegeți de ce l-a ridicat. Pentru că omul se ducea în sfera abuzului în serviciu. Nu poți inscripționa indicatoare decât pe raza teritorială a localității pe care o administrezi. Nu poți să pui indicatoare, domnule președinte al Consiliului Județean Mureș, la București, la Alba, la Brașov, la Dolj sau unde vrei, pentru că ești tu președinte Consiliului Județean. E bine că măcar pe ultima sută de metri a înțeles că trebuie să respecte legea și mă bucur că a ridicat acel indicator ilegal. Ama, faptul că dumneavoastră faceți politică din treaba asta, vă înțeleg, sunteți deputat și trebuie să vă faceți treaba. Închei prin a vă spune că trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că atâta autonomie veți avea în România cât au românii în Ungaria, domnule deputat. Declarația mea politică de astăzi se intitulează: iată de ce județul Mureș nu mai are aeroport și involuează. Celor care v-ați exprimat în mod repetat îngrijorarea în privința situației actuale a aeroportului Transilvania și a tergiversării lucrărilor privind refacerea pistei, vă fac cunoscute câteva dintre preocupările prioritare ale președintelui Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc. Reprezentantul UDMR, instalat confortabil președinte al județului prin susținerea PSD Mureș, nu are timp de aeroportul blocat și închis, aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș, ci luptă din răsputeri pentru susținerea inițiativei cetățenești Minority Safe Back. Peter Ferenc postează cu entuziasm pe pagina sa Facebook cum se strâng semnături de la maghiari în acest timp, arătând că până acum s-au parafat 261.000 de semnături, iar campania continuă. Pentru cei care nu știu ce semnifică Minority Safe Back, vă informez că obiectivele acestui pachet de reglementări și normative, care se doresc impuse la nivelul Uniunii Europene, pot genera consecințe grave asupra stabilității Europei, evident și asupra României, una dintre acestea făcând posibilă autonomia teritorială pe criterii etnice. Toți politicienii sunt curați, puri și nevinovați. Statul paralel îi murdărește, îi corupe și le răpește inocența. Economia și nivelul de trai au înflorit în 2017, într-un mod natural și responsabil. Creșterea prețurilor, creșterea masivă a inflației și creșterea datoriei publice
este cauzată tot de statul paralel. Statul paralel este sursa tuturor relelor. Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților propovăduiesc blestemul și urgia acestui stat paralel. Conducătorii PSD și ALDE se cred mântuitorii poporului român, pogorâți din angelica lume a politicii de stânga și aproape dreapta, și ne avertizează zilnic despre pericolele paralele ce ne pândesc la toate colțurile. Domnul Tăriceanu a afirmat recent că cei aflați pe statul de plată al statului paralel vor nega cu vehemență existența acestuia. Eu am întrebat ministrul apărării, considerând că existența unui stat paralel ar fi o mare amenințare la siguranța națională. Iar domnul Fifor, ministrul apărării, mi-a confirmat ceea ce știam, că nu există un stat paralel. Astfel încât ce concluzie putem să tragem? Ori domnul Fifor, ministrul apărării PSD, este plătit de statul paralel și ar trebui să plece acasă, ori domnul Tăriceanu și domnul Dragnea mint de îngheață apele. Cel mai bine ar fi ca toți trei să se îmbarce pe submarinul construit în România și să meargă de unde au venit. Am avut o discuție în Birou Permanent Național, am avut câteva puncte pe ordinea de zi, a prezentat doamna prim-ministru după perioada de la instalare și până acum care sunt acțiunile pe care le-a întreprins. De asemenea, un set de priorități pentru perioada următoare. A vorbit de asemenea și despre cum a gândit comunicarea și relaționarea între guvern, parlament și coaliția de guvernare. S-a discutat de asemenea despre prioritățile, importantele priorități legislative. Au vorbit cei doi lideri de grup, de la Senat și Camera Deputaților. Domnul Danic a făcut o informare despre ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles cu acea dezbatere cu care sunteți la curent. Am vorbit de asemenea despre Comitetul Executiv de Miercuri, care va avea ca principal punct la ordinea de zi sperăm încheierea discuției despre evaluarea secretarilor de stat care sunt acum în funcție. Și cam atât au fost temele principale de discuții și, sigur, colegi care au intervenit pe aceste teme. Domnul Paul Stănescu spunea că la Comitetul Executiv se va adopta o poziție politică, un punct de vedere legat de situația de la DNA. N-am discutat asta și n-am fost atent la ce a spus domnul Paul Stănescu.